Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului va sprijini 42 de firme din Republica Moldova pentru a-și dezvolta afacerile prin oferirea de credite nerambursabile. Pentru proiecte este prevăzut un buget de peste 11 milioane de lei. Cei 42 de agenți economici selectați au obținut credite în urma unor proiecte de dotare cu utilaje moderne și pentru ecologizarea afacerilor. Veceslav Mafteuță este un agricultor din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, și avea nevoie de bani pentru utilaje și irigații. Avem pepini verde, porumb dulce, pepini galben, porumb pentru cereale. Avem în jurul la vreo 25 de hectare. Avem nevoie de foarte multe. Primul și în primul rând utilaj agricol. Am procurat careva utilaj, dar oricum acum sunt tehnologii performante și trebuie utilajele scumpe, trebuie utilaje de performanță. Irigarea e pe doilea plan. Iuliana Panfili a primit 200.000 de lei pentru a-și extinde o academie pentru copii. Noi avem două cursuri de bază pentru copii. Avem soroban și aritmetică mentală și avem citire rapidă și memorare creativă. Metodologia este una japoneză de sporire a vitezei de calculare. Aș dori să mai deschid încă o franciză în orașul Ialoveni. O să răspândim aceste cursuri care învață prin blândețe și prin dragul de învățare, ca să creștem împreună o generație de copii care sunt degajați și încrezuți în forțele proprii. Granturile sunt obținute prin programele Start pentru tineri, cel de susținere a antreprenoriatului feminin, Pare 1+2 sau programul de transformare digitală a IMM-urilor. Cel mai mare număr de antreprenori care semnează astăzi contractele de finanțare nerambursabilă sunt femei. După care vom semna și cu antreprenori tineri, 4 la număr, vom semna și cu 4 întreprinderi care intenționează să ecologizeze afacerile pe care le gestionează. Noi suntem alături, noi vrem ca fiecare din voi să reușească, noi vrem să avem mult mai mulți antreprenori în țara noastră și loc este de mult mai mult, pentru că noi acum avem, dacă noi acum avem, hai să spunem, activ, avem vreo 30-35 de mii de companii. Imaginați-vă cât de diferit ar arăta această economie și această țară dacă noi am avea 100 de mii de antreprenori. De la începutul anului, Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a oferit granturi la peste 290 de companii prin diferite programe. Valoarea totală a finanțărilor este de 120 de milioane de lei, din care peste 100 de milioane sunt din bugetul de stat.